Așa. Bună ziua la toată lumea, au fost niște dificultăți tehnice, cer scuze. Bună ziua! Bună ziua! Ok, eu cred că putem începe, deja suntem aproape toți cei înregistrați. Sper că se aude, atât în română cât și în engleză. Dacă nu se aude sau aveți ceva dificultăți, vă rog frumos să utilizați chat-ul din Zoom. Cred că totul este ok. Bună seara, bună ziua, în dependență de fusul orar în care sunteți la moment. Eu mă numesc Alexandru Manole, sunt coordonator de proiect la Institutul Republican Internațional și astăzi vă salut aici în cadrul programului finanțat de către National Endowment for Democracy, care este implementat de noi și este cea, de fapt cea de-a doua masă rotundă pe care o organizăm în acest an. Prima masă rotundă am organizat-o în 7 iulie 2020. Asta este cea de-a doua masă rotundă la care eu vă salut. Tematica este aceeași, este ceea ce de obicei ne doare cel mai mult, votul în diasporă, organizarea secțiilor de votare în diasporă, participarea diasporii la vot și, din păcate, în acest an trebuie să vorbim și de un intrus, dacă putem să numim așa, pandemia care s-a abătut peste noi. Astăzi avem invitați care vor lua cuvântul, va fi domnul Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale. Vă salut, domnul Cimil. Eu sper că va reuși să se conecteze domnul Eugeniu Revenco de la Ministerul de Externe. La fel îl avem invitat pe domnul Stefan Darnov, este de la Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale. Hello, Mr. Darnov, and welcome to our virtual meeting. La fel, va lua cuvântul domnul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă Igor Boțan și Mariana Focșa, analist de la Asociația Promolex. Acestea fiind spuse, deja colega mea, Lucia Efros, a făcut introducerea tehnică pentru traducere. Eu din acest moment îi ofer estafeta Angelei Stafei, care va fi astăzi moderatorul acestei discuții. Angela? Bună seara, bine v-am regăsit sau găsit pe unii dintre dumneavoastră, îi cunosc și din alte ședințe ale noastre. Cred că este un subiect care ne doare pe mulți dintre noi și pe cei plecați și pe cei rămași. Vom urma așadar agenda. Sper să avem discuții constructive. Văd că este aici și domnul Turea de la BRD. Mă uit pe, da? Bună seara! Și sunt și oameni din diaspora pe care îi cunosc deja. Probabil că voi oferi înainte de toate cuvântul, nu știu dacă vrea să vorbească Andreea Kirp să ne salute, da? Ca să urmăm agenda. Director de programe era Moldova. Andreea, hello!
We're waiting for you to... Hi, everyone. Bună seara, bună dimineața, bună ziua, bună ziua, Ștefan, și bună seara, bună ziua pentru celelalte persoane. Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că participați la această discuție. Am dorit să implicăm și participanții și reprezentanții diaspora. Din acest motiv, am hotărât să organizăm această ședință după masă, pe la ora 6. De asemenea, vreau să prezint pe domnul Darnov, care reprezintă Fundația Internațională pentru Sistemele Electorale, de asemenea este un partener de încredere și este deosebită plăcere că am reușit să-l invităm pe domnul Ștafon. De asemenea, domnul Ștafon a lucrat anterior în Republica Moldova și are experiența din Republica Moldova în sistemul electoral și mulțumim foarte mult domnul Ștafon Darnov pentru faptul că ați reușit să participați în această discuție. Cum a zis și domnul Alexandru Manole, niciodată nu ne-am gândit atunci când am făcut agenda acestei mese rotunde, ne gândeam la faptul cum putem să organizăm, unde într-adevăr putem să implicăm, cum putem să implicăm această problemă, dar nu cunoșteam că atunci când pregăteam că vom avea această pandemie COVID, că da, într-adevăr, niciodată nu avem răspunsul la astfel de întrebări imprevizibile. Din acest motiv, pe parcurs trebuie să însușim, trebuie să învățăm, dar iarăși speranța mea să avem o discuție productivă, să avem niște chestiuni interesante și aștept o participare activă din partea tuturor persoanelor. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte frumos, Andreea. Deci vom urma agenda. Asta am vrut să vă zic înainte să-i ofer cuvântul domnului Zidane. Și în momentul în care, probabil că cei din agenda, toată lumea are ceva noutăți să ne zic, sau analize interesante, așteptăm să le vedem. În sesiunea de discuții, vom ruga foarte mult să fim clari, concentrați, pentru ca să putem să respectăm un timp, pentru că, într-adevăr, toată lumea este după serviciu și cei din diaspora și cei de acasă și e importantă eficiența. Domnul Cimil, bună seara! Bună seara, stimați colegi, parteneri! Vreau să mulțumesc și eu Institutului Republicare Internațional pentru această oportunitate de a discuta un subiect destul de important și necesar, precum este organizarea procesului electoral în diaspora. Chiar în ziua de astăzi am avut discuții pe acest subiect timp de o oră, direct pe telefonic cu domnul Revianco, responsabil în cadrul Ministerului de Externe pe acest aspect. Și vreau să vă comunic că, într-adevăr, sunt foarte multe probleme de rezolvat, de discutat și de înțeles. De aceea, mesajele care vor fi în ziua de astăzi sunt foarte importante pentru a fi clar explicate diasporei, clar explicate partenerilor, clar explicate tuturor celor interesați de această sensibilă problemă care vizează deschiderea secțiilor de votare în afara Republicii Moldova. Vreau să vă spunem că cu ajutorul AIRAI-ului deja au fost făcute câțiva pași în acest sens și ne referim deja la acele acțiuni de tipărire și transmitere a informației către reprezentanții noștri în diaspora. Mă refer la acele acțiuni care au fost stabilite în acordul nostru de colaborare și în acest sens vă mulțumim pentru faptul că sunteți alături de noi. Însă, momentele principale care urmează a fi cunoscute reprezintă faptul că pentru acest scrutin au fost bugetate deschiderea a 150 de secții peste hotare. Acest lucru nu înseamnă că este un număr strict. El poate fi depășit în mod argumentat și în mod întemeiat. Este o cifră care urmează a fi stabilită pentru numărul secții de votare peste hotare și mă refer la diaspora. În comparație cu scrutinul național din 2019, au fost constituite 125 de secții de votare. Însă, vrem să menționăm că în condițiile de astăzi, în condițiile când scrutinul se va petrece pe timp de pandemie, ceea ce înseamnă o dificultate în faptul mobilizării și organizării procesului de vot, este necesar să ținem cont de deschiderea un număr mai mare de secții de votare, de motiv că avem un risc ca
și cele propuse pentru a fi deschise să nu fie, deci țările gazde din vari motive să nu le accepte fi deschise, chiar având și acceptul preventiv în acest sens. Vrem să menționăm că decizia privind deschiderea secției de votare urmează să fie stabilită cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, dar conform planului calendaristic până la 26 septembrie curent. Ceea ce înseamnă că urmează să fie închisă procedura de înregistrare prealabilă, urmează să fie analizate întreg setul de acte și de informații care a fost adunat de către CEC și Ministerul Afacerilor Externe, precum și BRD. Vrem să menționăm că se lucrează în comun acord cu aceste structuri și la ședința de mâine, pentru orele 10, la fel va fi pusă în discuție problema respectivă și anume aspectele de conlucrare CEC-Minister pe linia sau pe în direcția faptului cum urmează ambasadorii noștri să explice și să motiveze către autoritățile străine faptul deschiderii a unui număr suficient de secții de votare. Deci sunt niște aspecte care urmează a fi ținute cont și acest mesaj trebuie să fie clar, deci transmis către autoritățile țărilor străine unde se intenționează a fi deschise secțiile de votare. Vreau să vă comunic că am avut și discuții, dialoguri cu ambasadorii țărilor străine acreditați în Republica Moldova, unde clar ne-au transmis mesajul că fiecare demers urmează să fie bine argumentat, bine întemeiat, poziționat, ca să obținem acest accept și în unele țări, precum Germania, acest lucru este destul de complicat și complicat chiar și din motivul că nota verbală care urmează a fi transmise către țara gazdă, ea urma să fie transmisă cu 2 luni înainte de începerea scrutinului, ceea ce înseamnă că momentan suntem deja puțin întârziere, ne vorbind de prima notă verbală care a fost realizată fără a fi indicate concret localitățile și numărul secțiilor de votare. A fost o notă verbală de principiu, acum urmează să fie adresată și o notă verbală cu indicarea numărului și a sediilor concret unde urmează să fie deschise aceste secții de votare. La fel vreau să vă informez că până la acest moment și inclusiv și în această zi, până pe 16 septembrie, durează procedura de înregistrare prealabilă. Conform informațiilor care au fost transmise către mine la această oră, deci preventiv au fost înregistrați circa 30.000 de înregistrări de persoane care și-au manifestat interesul de a vota. Acest proces durează și sperăm noi că urmare a acestei sesiuni, a acestei discuții, cetățenii noștri își vor intensifica, deci vor conștientiza necesitatea înregistrării prealabile și numărul de înregistrări prealabile va crește exponențial. Vreau să menționăm faptul că în acest an am făcut și primul apel către organizațiile diasporale, unde am solicitat propuneri pentru necesitatea constituirii secțiilor de votare în țara lor de reședință și până la acest moment am recepționat multe demersuri în acest sens. Unele sunt bazate, argumentate, unele mai puțin. Chiar sunt cetățenii noștri care se oferă să facă parte din componența secțiilor de votare peste hotare, în calitate de funcționari electorali, ceea ce a fost chiar în ziua de azi discutată cu Ministerul Afacerilor Externe și aceștia ne vor comunica despre numărul necesar de persoane care urmează să fie antrenate direct din țara de reședință, fără a fi nevoie ca aceștia să fie, deci, să traverseze frontiera și să facă parte din acele birouri
de birouri electorale a secției de votare. Deci sunt niște momente importante, niște momente tehnice, niște momente logistice care trebuie luate în calcul pentru a efectua acest exercițiu complex și destul de complicat. Vrem să menționăm și faptul că procedura de vot nu a suportat mari schimbări de la ultimul scrutin, deși au fost puse în discuții și unele inițiative privind modificarea legislației electorale, a rămas aceeași reglementare privind realizarea votului pe timp de o zi. Este o mare problemă în acest sens, pe motiv că multe țări care au organizat alegeri pe timp de pandemie au programat pentru desfășurarea votului mai multe zile, unele chiar și săptămâni. Însă această inițiativă care a fost transmisă către Parlament din partea unui partid politic, deci nu și-a găsit susținerea, de aceea procedura de vot se va desfășura pe timp de o zi. Menționăm și asupra faptului că în temeiul legislației din august 2019 au fost efectuate sau operate mai multe modificări la codul electoral care permit votarea în baza pașaportului de cetățean a Republicii Moldova cu termenul de valabilitate expirat, precum și a buletinului de identitate. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru a fi reținute de către cetățenii noștri și continuă să parvină la CEC o serie de întrebări pe poștă electronică în care cetățenii ne întreabă despre modul în care urmează să-și realizeze dreptul la vot și solicităm ca această informație să fie cât mai puternic diseminată, transmisă către diaspora pentru a înțelege că urmează să-și realizeze dreptul la vot în temeiul pașaportului deci de străinătate, adică biletul de călătorie, precum și în temeiul buletinului de identitate, chiar dacă acestea sunt expirate. La fel, dorim să vă menționăm că continuăm acel exercițiu complex de analiză și de comunicare a informațiilor către statele străine, pe motiv că Ministerul chiar este preocupat de a analiza condițiile de organizare a întrunirilor și de respectarea condițiilor epidemiologice pentru fiecare stat în parte. Și în acest sens vreau să menționez și să îndemn alegătorii să cunoască, să informeze foarte bine despre modul în care urmează să se prezinte la vot, distanța socială care urmează să fie respectată și alte condiții necesare pentru realizarea votului. Aceste situații vor fi strict urmărite de către organele locale, ferii locale, a statului de reședință și în situații în care nu vor fi respectate, deci cetățenii noștri vor fi penalizați pentru această nerespectare. Despre aceste situații am fost informați de către ambasadorii țărilor străine, acreditați în Republica Moldova și am fost atenționați și de către Ministerul de Afacerilor Externe care monitorizează acest proces de dezvoltare a luptei împotriva COVID-ului în toată lumea. Deci, stimați prieteni, vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a vorbi în fața dumneavoastră, pardon, în fața virtuală, în fața calculatorului, dar cred că mesajul nostru a Comisiei Electorale Centrale este clar auzit și urmează să fie susținut și orice tip de comunicare, orice tip de întreținere între noi este unul binevenit și vom fi întotdeauna dispuși să venim în ajutorul cetățenilor pentru a le crea condiții optime pentru realizarea dreptului la vot. Vă mulțumesc și vă doresc succes pentru această sesiune. Mulțumim foarte mult, doamnă președinte. Nu văd în... Suntem 32 de persoane acum. Aș vrea să știu dacă domnul Revenco este și a reușit să ajungă la ședință. Pentru că nu pot să văd în... Se pare că nu este.
Din păcate, probabil au intervenit alte aspecte. Da, oricum, mi l-a acoperit și partea Ministerului de Externe când a, ne-a spus, de fapt, despre discuțiile care au loc. Mulțumim foarte mult încă o dată pentru informații și eu o să ofer cuvântul domnului Ștefan Darnov, da, doctor, Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale, care am înțeles că a lucrat deja cu Moldova. Ștefan, hello! Thank you so very much for inviting me and talk to you. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație, vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a vorbi în fața dumneavoastră. Deci, de asemenea, este, a fost pregătită o prezentare. Se aude cam rău, cred că legătura la domnul Darnov este puțin așa mai... cu întreruperi tehnice. Acum se aude mai bine. Acum putem să proiectăm și... Deci avem prezentarea pe ecran. Se pare că avem niște probleme cu legătura. Deci putem să vedem prezentarea? Da, vă mulțumim foarte mult. Eu cred că, într-adevăr, sunt probleme cu internetul, deoarece în Maryland s-au deschis și școlile, copiii și elevii, de asemenea, utilizează internetul, că foarte multe persoane cred că folosesc acum internet. De acest motiv avem această problemă tehnică de legătură. Deci, în această prezentare am să vă vorbesc despre anumite aspecte în legătură cu votul diasporei. Și vă rog foarte mult să treceți la următorul slide. Deci vreau să vă zic că noi deja am lucrat asupra acestei probleme începând cu luna martie. COVID, de asemenea, a pregătit foarte multe publicații, le vedeți acum pe ecran. Un ciclu de 5 publicații cu privire la pandemia COVID-19 până la ora actuală. De asemenea, oferim mai multă asistență tehnică autorităților electorale care se ocupă de organizarea alegerilor și în America, și în Africa, și în Europa, și în foarte multe, și în Asia. Și noi oferim foarte multe recomandări, că la fel virtual oferim aceste recomandări și nu avem posibilitatea să călătorim, toată lumea are această interdicție de călătorie, dar oricum noi am făcut aceste publicații FES dedicate pandemiei până la ora actuală. Următorul slide. Deci pe acest slide, al doilea, vă rog, slide. Rămânem cu al doilea slide. Da. Deci eu nu am să vă vorbesc, dumneavoastră foarte bine cunoașteți această informație, nu sunt medic de profesie, adică nu vin cu informații medicale, dar vreau să vă zic că am conlucrat foarte mult cu autoritățile medicale din sănătatea publică când am făcut această analiză și pentru a aduna toate aceste informații. Încă o dată, această informație esențială ne demonstrează care sunt acele căi de transmitere directe și indirecte prin care COVID-ul, virusul poate fi transmis de la persoană la persoană. Una este modalitatea directă și pe care a doua modalitate este una indirectă prin... Și în calitate de funcționar electoral și în cadrul Comisiei Electorale Centrale, pe parcursul ultimelor 6 luni, ceea ce am observat, noi trebuie să reușim să gestionăm, să facem față acestor căi de transmitere și să evităm orice infectare. Și în cazul în care ar fi să vorbesc despre o careva tendință pe care am observat-o în ultimele 6 luni, vreau să vă zic că inițial ne-am axat, sau lumea s-a axat mai mult pe partea aceasta indirectă, foarte multe protocoale de dezinfectare, de curățare, foarte multe buletine care trebuiau să fie dezinfectate și mai puțin s-au axat pe partea aceasta directă. Acum s-a schimbat atitudinea și în cazul acesta tot mai mult accent se pune pe partea directă de transmitere și anume distanța socială, faptul că persoanele trebuie să poarte măștele și mai puțin atenție acum se oferă anume protocolelor de curățire și dezinfectare. Deși noi trebuie să ținem cont și noi de asemenea trebuie să respectăm aceste protocoale de curățire și dezinfectare, deoarece de asemenea sunt importante și plus trebuie să ținem cont de percepția și a legătorilor astfel încât să aibă această garanție. Dacă este vorba de distanță socială, vedem o careva creștere, deoarece inițial se respecta această distanță de 1 metru, deci alții respectau undeva la 1,20 m, 1,30 m, după care s-a trecut la 1,50 m și foarte multe țări deja ajung până la o distanță de 2 metri. Din acest motiv putem să vedem că preocuparea cetățenilor devine tot mai mare din punct de vedere a distanței, din punct de vedere a distanței socială
oficială care este una adecvată și care trebuie să fie respectată. Deci vedem o astfel de trecere de la cai direct, de la indirect am avut la direct. Următorul slide. Al treilea. Acesta. În pofida faptul dacă este vorba de COVID sau, de exemplu, dacă vorbim despre cursa electorală, cum așa obișnuită fără această criză, oricum ne confruntăm cu aceste trei probleme, manipularea sistemică, ceea ce ține de utilizarea prevederilor legislative naționale în conformitate cu standardele internaționale, ori dacă acesta ar putea să fie în beneficiu ceva unui partid sau altui partid, de fiecare dată vorbim despre această schimbare sistemică. O a doua sfidare și provocare pe care o observăm este practic această nereglementare sau neglijență profesională sau mai practice-ul. Ține de profesioniști care sunt obligați sau care de fapt fac anumite greșeli. Deci oricum aceasta afectează integritatea, dar nu există această intenție, adică doza aceasta sau latura subiectivă lipsește. Și avem a treia categorie pe care de asemenea trebuie să o menționăm, este o fraudă și aici deja vorbim despre intenția de a săvârși aceste acțiuni. Și aici putem să vorbim despre înregistrare repetată, ori putem să vorbim despre denaturarea voinței individuale, că sunt anumite scheme clasice de fraudă. Dar întrebarea este cum aceasta ar putea să afecteze și ce trebuie să ținem în vizor din punct de vedere integrității, din punct de vedere a celor alegeri care sunt organizate anume în situația de pandemie COVID-19. Dacă este să vorbesc despre organizarea sistemului electoral în perioada pandemiei COVID, oricum apar anumite sfedări și provocări cum așa neașteptate. Unul la mână, foarte des noi trebuie să venim cu careva schimbare radicală, adică reforme radicale care trebuie să fie făcute într-o perioadă foarte succintă, foarte scurtă. Din acest motiv, noi putem să vedem, trebuie să vedem anumite modificări legislative care vin într-o situație foarte grapnică, de asemenea, regulamentele trebuie să fie ajustate la momentul în care regulamentele sunt ajustate, procedurile la fel trebuie să fie actualizate și integrate în programele de instruire. Asta este primul. Și atunci când ne facem aceasta într-o perioadă foarte scurtă și avem această presiune, de asemenea am putea să avem anumite greșeli, anumite omisiuni sau anumite lucruri care nu erau prevăzute, care nu erau planificate și în situație în care totul se face așa, cum așa mai inclusiv, atunci când toate amendamentele și modificările se fac într-un pas așa negrăbit. Asta este prima preocupare. A doua sfidare, a doua preocupare cu care ne confruntăm este faptul că trebuie să procurăm să achiziționăm echipamente personal de protecție în suficient număr, materiale de curățare și dezinfectat, de asemenea, vizierele care trebuie să fie procurate. Nu vorbim doar despre numărul suficient de echipamente personale de protecție, dar de asemenea, într-un timp util care trebuie să fie și în cantitate suficientă. O altă problemă pe care am observat în anumite țări este că banii sunt cheltuiți, după care se face comandă la aceste echipamente și echipamentul vine cu o zi sau două zile înainte de alegeri, ori chiar și după alegeri vin aceste echipamente, adică sosirea vine mai întârziată, ceea ce este o ratare de investiții, investițiile sunt cheltuite, zicem așa, nu în modalitatea corectă și după care există și o altă problemă în cazul în care funcționarii electorali nu au posibilitatea să poarte echipamentul de personal de protecție, ori, de exemplu, nu au o vizieră necesară. O altă problemă, la fel de importantă, este campania de informare care trebuie să fie una țintită, una necompromisă, adică trebuie să existe anumite proceduri care trebuie să fie respectate, dar o altă problemă ar putea să apară în legătură cu procedura de identificare, cum această procedură de identificare trebuie să fie asigurată, ori, de exemplu, la ce oră trebuie să se prezinte la secția de votare, ori poate avem o careva oră dedicată pentru anumite grupuri vulnerabile, cei în etate sau cei cu dezabilități, ori ceea ce am observat în alte țări, atunci când se prezintă la secția de votare, de exemplu atunci când se organizează pe două zile, deci toată informația trebuie să fie partajată sau trebuie să fie prezentată la timp. O altă problemă pe care o vedem și care de fapt este lipsă sau lipsește este că deci lucrătorii care lucrează în aceste secții de votare poate nu sunt informați la timp, poate pe de o parte noi instruim, informăm personalul, dar nu se prezintă în ziua de alegeri și din acest motiv avem mai multe persoane care așteaptă în coadă și avem foarte o aglomerare, deoarece nu avem personal suficient. Din acest motiv vreau să vă zic că în Maryland, în statul din care este domnul Staffon, deci noi avem un deficit de 40% în Comisia Electorală din această circunscripție, deoarece foarte multe persoane nu vor să lucreze în condițiile în care avem astăzi, din acest motiv avem o insuficiență de personal. Următorul slide.
Ceea ce am observat, ceea ce fac foarte multe țări și observăm această tendință mai multe țări, este că se creează anumite grupuri de lucru naționale care trebuie să se ocupe de probleme organizării alegerilor în condițiile COVID-19, care sunt... care este componența sau că cine participă, deci de fapt aceasta diferă de la o țară la alta, dar iarăși tendința asta de a organiza grupurile de lucru naționale este persistă, dar în acest context Comisia Electorală Centrală la fel joacă un rol foarte important în crearea acestui grup de lucru. În calitate de autoritate electorală, desigur că ar putea să beneficieze în cazul în care se creează o astfel de grup de lucru și în aceste grupuri de lucru noi de asemenea avem reprezentanții din mai multe partide politice care putea să fie parte acestui grup de lucru, de asemenea de partea Procuraturii Generale sau de partea Ministerului Justiției, care de asemenea sunt direct responsabili de modificarea anumitor acte legislative normative în cazul în care este nevoie de a combate anumite situații care sunt legate de pandemia. Asta este avantajul creierii grupului de lucru. O altă tendință pe care am observat-o în crearea acestor grupuri și un avantaj al grupurilor de lucru este că reprezentanții Ministerului Sănătății și este absolut excelent, deoarece Comisia la fel trebuie să înțeleagă care sunt modalitățile de transmitere, de asemenea de punct de vedere a nominării, de punct de vedere a organizării alegerilor, de rezultate, că toate aceste lucruri trebuie să fie, adică să aibă acces la experiență, expertiza tehnică din partea Ministerului Sănătății, ori, de exemplu, în cazul în care, de exemplu, ar putea să aibă acces la EPP-urile, echipamentul personal de protecție, și în cazul în care este o insuficiență, atunci poate Comisia ar putea să primească mai multe informație cu privire la aceste companii care putea să asigure achiziționarea și livrarea acestor EPP-uri. Un alt lucru foarte important, dat fiind faptul că acesta se face într-o modalitate foarte grabnică, avantajul este că dacă avem și reprezentanții Ministerului Justiției, dar de asemenea Ministerului și, dar și a Ministerului Finanțelor, și atunci este mult mai ușor să asigurăm finanțarea și bugetul necesar pentru a veni cu anumite modificări sau pentru a se ajusta la aceste mecanisme legate de sănătatea publică. De exemplu, în Coreea de Sud au cheltuit 60 de milioane doar pentru EPP-urile, astfel încât toate secțiile de votare să fie curățate, să fie dezinfectate. De asemenea, Noua Zeelandă, care de asemenea a depășit tot bugetul și trebuia să asigure garanția și cu dezinfectarea, au introdus și procedura aceasta de alegeri cum așa preliminare, de asemenea au extins și perioada de participare. Dar oricum, bugetul Comisiei Electorale Centrale din Noua Zeelandă s-a mărit cu 30%. Deci în această perioadă și în legătură cu COVID-ul și cu eforturile de dezinfectare și de asigurare a siguranței epidemiologice. Următorul slide. Dar iarăși, atunci când vorbim despre aceste probleme, nu vorbim doar despre beneficiile creierii acestui grup național de lucru, adică nu doar, aceasta nu este o panacee, nu este doar un risc, dar de asemenea este și un avantaj și dezavantaj, deoarece atunci când creăm un astfel de grup de lucru, deci putem să avem o careva tergiversare operațională, deoarece putem să avem mai multe persoane și membri din partea mai multor autorități, și pentru a avea o careva eficiență trebuie să ne cunoaștem mai bine, de asemenea cum aceste decizii trebuie să fie luate, adică de fapt crearea acestui grup de lucru ar putea să creeze și anumite dezavantaje, deoarece Comisia Electorală Centrală trebuie uneori să se ajusteze, să schimbe mai multe proceduri rapid, într-un timp util și uneori ori de asemenea ar putea să nu vină cu anumite formări, instruiri sau campanii de educare prompte. Ceea ce am observat în foarte multe, în unele țări, în special și mai mult se axează pe sănătatea publică și mai puțin se axează pe problema electorală sau pe chestiuni legale de participare. Deci un lucru pe care l-am observat este că Comisia Electorală Centrală de asemenea nu a jucat un rol foarte important în grupul de lucru, adică acea Comisia Electorală Centrală nu a înțeles că și Comisia Electorală Centrală trebuie să se pregătească foarte asidu, foarte mult de ziua alegerilor și au venit cu foarte multe decizii inopinate legate de ziua alegerilor, procedurile care trebuie și aceste proceduri au fost amendate ceva așa cu o săptămână înainte de ziua alegerilor, ceea ce a fost cam târziu și Comisia Electorală Centrală nu a reușit să incorporeze acele proceduri, aceste decizii în procedurile și de asemenea nu a reușit să familiarizeze. De asemenea, trebuie să înțelegem că acel grup de lucru
este uneori condus de funcționari, de politicieni de vârf și putem să vedem că și Ministerul de Sănătate, de exemplu, Ministrul Sănătății ar putea să fie implicat sau alți miniștri foarte importanți. Și în cazul în care grupul de lucru adopte aceste decizii care, să zicem așa, sunt mai politizate, ori, de exemplu, dacă președintele Comisiei Electorale este membru grupului de lucru, de asemenea, ar putea să afecteze perceperea din punct de vedere a legilor. Adică aceștia ar putea să fie percepuți în calitate de, zicem așa, ca o agendă preplanificată. Din acest motiv, noi trebuie să luăm în calcul atât avantajele cât și dezavantajele creierii acestui grup de lucru și această dependență, de asemenea, legată de reputație să fie evitată. O altă componentă, zicem așa, care este legată mai mult de țară, în funcție de țara în care este organizată această alegere. Vreau să recunosc că eu am urmărit sistemul politic de Republica Moldova foarte apropiat ultimii ani. Nu sunt sigur ce fel de model este utilizat în Republica Moldova, dar noi, de asemenea, putem să avem, zicem așa, o participare la alegeri prin poștă, prin înregistrare, de exemplu, prin diaspora sau prin ambasade, dar sunt foarte multe modalități. Dar dacă vorbim, de exemplu, de votul diaspora în afara țării, oricum există foarte multe probleme, așa, operaționale și sunt mai lungi din punct de vedere a perioadei. Deci am văzut foarte multe situații în care cecul trebuia să lucreze în mai multe perioade de timp și aceasta a durat mai mult decât se preconiza, se planifica, de exemplu, în cazul în care aceste alegeri s-ar fi organizat în țară. Și o altă problemă este cine va avea posibilitatea să participe în calitate de alegător în afara țării. Adică, iarăși, în funcție de acel model care poate fi utilizat, aceasta ar putea să afecteze și situația dacă anumite țări vor asigura acest acces, deoarece dacă se decide. În cazul în care serviciile de poștale nu sunt atât de bune, sunt atât de eficiente, atunci aceasta de asemenea ar putea să afecteze și să influențeze participarea mai multor cetățeni care locuiesc în aceste țări. O altă problemă ține de îmbunătățirea eligibilității, deoarece în unele țări trebuie să vii cu pașaport străin, în alte țări poți să vii cu buletinul și în cazul în care o dublă cetățenie, atunci dreptul la vot de asemenea ar putea să fie ratat, ar putea să fie pierdut. În anumite țări, de asemenea trebuie să ai reședință legală, că trebuie să ai acest permis de ședere legal în cazul, pentru a participa în aceste alegeri. Alegătorii oricum ar putea să aibă această emotivitate, o nervozitate de a veni în ambasada țării respective. În cazul în care autoritățile îi consideră cu ședere ilegală, atunci ar putea să nu aleagă, zicem așa, să vină la secția de votare care este deschisă, zicem așa, în ambasada țării respective sau în misiune oficială. De asemenea, mai sunt și alte preocupări adiționale care trebuie să fie luate în calcul, care țin de desfășurarea votului în afara țării în timpul pandemiei COVID-19. Asigurarea și distribuirea echipamentului personal de protecție, în special dacă ele sunt centralizate, de exemplu, trebuie să vină din Chișinău înainte de a fi expediate și livrate, de exemplu, în țările unde se va desfășura sau acele secții de votare vor fi deschise, ceea ce înseamnă că aceste echipamente personale de protecție trebuie să vină cu mult timp mai devreme și față de situația în care aceste echipamente personale sunt distribuite pe teritoriul Republicii Moldova, ce se cere o perioadă mai lungă de timp. De asemenea, o altă problemă care a fost abordată de către domnul președinte al Comisiei Electorale Centrale ca Moldova este că sunt anumite regulamente, zicem așa, locale, care trebuie să fie ajustate, care trebuie să fie respectate. Și unele țări ar putea să refuze deschiderea acestor secții de votare în aceste ambasade în țările date. Ori, de exemplu, ori ar putea să fie. Din acest motiv, noi trebuie să procesăm, trebuie să analizăm toate reglementările care există. Ori ar putea să nu se permită participarea, ori, de exemplu, să avem o coadă foarte mare, cum așa, în afara secției de votare, care putea să vină în încălcarea acestor regulamente, zicem așa, locale, naționale, regulamentelor care există în țara respectivă, gazdă. Și, de asemenea, o altă problemă care putea să apară, returnarea la timp a buletinului de vot pentru intabulare, că trebuie să se facă cu mult timp înainte și în legătură cu
cu problemele astea a graficului aviatic, de asemenea returnarea la timpul buletinilor, de asemenea ar putea să fie afectată în legătură cu un număr limitat, zicem așa, de zboruri sau de avioane care putea să asigure aceste zboruri. La fel, în încheiere vreau să vin cu câteva recomandări, următorul slide din punct de vedere activității CEC-ului. Deci, încă o dată, este foarte important ca Comisia Electorală Centrală de asemenea să facă o careva analiză împreună cu Ministerul Sănătății, ori cu niște entități similare, astfel încât și experții medicali să fie implicați. Adică nu doar să ne uităm la procesul electoral din punct de vedere administrativ, ori, de exemplu, de asemenea, noi trebuie să adăugăm și elementul COVID și, de asemenea, trebuie să lucrăm împreună cu experții medicali atunci când dezvoltăm planurile de atenuare, asupra căror probleme trebuie să ne axăm pentru a reduce riscurile atât pentru candidați, cât și pentru lucrătorii din secțiile de votare, cât și pentru alegătorii care vin în secțiile de votare și la momentul la care aceste riscuri de sănătate publică sunt analizate, acestea trebuie să fie incluse în buget, în planul operațional actualizat al organelor electorale și trebuie să fie revizuit calendar. Din acest motiv este foarte important ca CEC-ul să joace un rol foarte, foarte proeminent și foarte prompt. Dar aceasta este o modalitate foarte bună pentru Comisia Electorală Centrală să aibă acces la diferite ministere, legătură cu mai multe ministerii și cu funcționarii din mai multe ministerii. Iată, aceasta este o oportunitate unică. Și aici vreau să menționez faptul că CEC-ul trebuie să lucreze foarte apropiat cu toate ministerele pentru a vorbi despre aceste urgențe. Vă mulțumesc foarte frumos și am ajuns la finalul prezentării mele. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc foarte frumos! Recomandările sunt pe potrivă. Pentru mine a fost interesant. Oamenii întreabă, Alexandru, dacă pot avea după aceea prezentarea. Cred că... După eveniment o să expediem tuturor. Mulțumesc foarte mult! Văd că vin întrebările în chat, vreau să știți că eu le notez pe toate și când avem sesiunea de întrebări-răspunsuri, pentru ca să fim organizați, neapărat vom răspunde la aceste întrebări sau cei cărora le sunt adresate mai degrabă. Am observat că a reușit să intre domnul Eugen Drevenco, secretar de stat, Ministerul de Externe. Dacă sunteți aici, vă invităm să vorbiți, domnul Drevenco. A fost, dar nu mai este. Probabil că e o problemă de... Alo, bună seara! Bună seara, domnule! Eu sunt, dar nu știu cum să mă fac văzut. E ok și da. Nu sunt la un postul meu nici de lucru și de altfel am preîntâmpinat că nu voi putea fi prezent astăzi, dar am înțeles cum ați anunțat și a trebuit să anulez altceva ca să vin să ascult. Dar bine, eu din câte am înțeles a vorbit domnul Cimil destul de extins, mi-au povestit colegii în două-trei cuvinte despre faptul că are loc organizarea procesului de legi peste hotare. Cel mai important să știm că suntem încă în proces de consultare pe care îl face în primul rând CEC-ul. Ministerul de Externe își face partea sa de lucru și coordonează cu misiunile, colectează informațiile și ne pregătim pentru a avea chiar și mâine încă o discuție suplimentară cu Comisia Electorală Centrală pentru a clarifica unde anume vom avea secții de votare. Știți că decizia revine CEC-ului, în primul rând. Noi suntem un factor care ajută, contribuie. Am discutat și astăzi chiar cu o videoconferință împreună cu ambasadorii noștri pentru a vedea cum organizăm mai bine alegerile în afara țării și evaluăm chiar și riscurile continuu. Deci este, noi urmărim și tendințele, suntem cel mai bine este să avem o claritate atunci când avem criterii foarte clare stabilite, din câte cunoașteți aceste criterii matematice, bunăoară încă în ziua de astăzi nu există, dar faptul consultărilor publice inițiate de
Comisia Electorală Centrală, cred că este un lucru foarte bun. Ne ajută și pe noi să vedem cifrele și criterii suplimentare, cifre care se bazează. Am văzut și studiem atent recomandările, cifrele sau formula, mai bine spus, recomandată de ADEPT și Promolex, din câte am înțeles, este un exercițiu comun. Cel puțin pe site-ul e-democracy vin foarte bine cu anumite clarificări și ar putea domnul Boțan mai târziu să explice și aceste formule. Vreau să vă spun că Ministerul de Externe este primul interesat, pentru că este în prima linie, este primul interesat să aibă o participare onestă, o participare largă, în așa fel încât toți cetățenii care, sau cât mai mulți cetățeni aflați peste hotare, să-și poată exprima dreptul de vot, dar trebuie să înțelegem că noi acționăm activ, cu toții în condiții legale care sunt astăzi și anume noi nu avem alte metode alternative de votare și va trebui în această pandemie să facem față în condițiile care sunt. Cel puțin la ziua de astăzi noi avem un cadru legal pe care noi trebuie să-l executăm. Acum, noi am transmis Comisiei Electorale Centrale primele noastre sugestii, noi ne-am împărtășit cu Comisia Electorală Centrală cu o parte din riscuri sau îngrijorări pe care noi le vedem. Elaborăm și noi metode pentru a gestiona riscurile care pot fi, pornind de la insuficiența de personal și avem terminând chiar cu călătoriile peste hotare, perioada de carantinare în anumite zone, avem situații când trebuie să respectăm obligatoriu sau suntem restricțiile care sunt impuse în țara gazdă, care se referă nu doar la respectarea regulilor în cadrul unei încăperi, dar și ordinea în afara încăperilor. Deci este un exercițiu mai complicat, mai neordinar, nu cred, noi nu am avut asemenea experiență și aici vom conta foarte mult pe o cooperare cu liderii sau cu comunitățile cetățenilor din străinătate. Ambasadele noastre vor fi chemate să aibă un dialog constant pentru a avea un proces ordonat de votare peste hotare, ținând cont în special de constrângerile care sunt în diferite țări și gradul riscul de propagare a virusului, inclusiv să nu uităm că avem două tururi, în mod normal sau de regulă preconizăm. Și deci va trebui să gestionăm de două ori acest proces, clar că două ori sperăm să fie, sau în turul 2 sperăm să fie deja și mai multă experiență acumulată și mai ușor să fie gestionate lucrurile, dar asta va fi luna noiembrie și va trebui să ținem, să facem față. Repet, noi suntem cei care vom fi în prima linie peste hotare, de aceea avem nevoie de un proces cât mai bine organizat. Trebuie să obținem încă confirmarea deschiderii secțiilor de votare, dar acest lucru noi nu putem să-l facem singuri, din proprie inițiativă, lucrurile astea se fac împreună cu Comisia Electorală Centrală, să știm unde cerem în mod exact. Cu siguranță că începând cu ziua de mâine vom avea o viziune mai clară și noi și cec cum mergem în continuare. Vom avea ulterior o campanie de comunicare mai structurată pentru a explica cetățenilor mulți care sunt peste hotare unde și cum își vor putea exercita dreptul de vot. Desigur, vom apela și la cetățenii care sunt peste hotare pentru a forma birourile electorale și, de altfel, s-ar putea în acest an, în premieră,
să avem și președinți de birouri în anumite țări, alții decât diplomații, este modificată legislația. Acum depinde, va depinde dacă sunt asemenea, există asemenea expertiză certificată de către CEC în registrele lor care se află peste hotare, mă refer la potențiali președinți de birouri, pentru că bunăoară pentru a trimite mult, nu avem multe posibilități de să trimitem lume peste Atlantic bunăoară în Canada sau SUA, deci va trebui să ne descurcăm cu resursele care vor fi disponibile în acel moment în acele țări. Spuneam că nu sunt pregătit pentru aceste discuții. Iată, asta ar fi în linii generale. Aș putea să răspund și la întrebări pe parcurs dacă ar fi necesar și pot și sunt gata să discut în continuare. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Revencu, apreciem că ne-ați dat detalii suplimentare și că sunteți aici cu noi. Cu siguranță vor fi întrebări în sesiunea de întrebări și răspunsuri. Acum eu o să-l invit pe domn Boțan să ne dea acele criterii matematice sau mai puțin matematice, să vedem care sunt recomandările dumneavoastră. Da. Bună seara tuturor, sper că mă auziți. Vreau să mă asigur că mă auziți bine. Da. Eu am să vorbesc despre criterii și despre sugestiile pe care le-am făcut noi, dar întâi de toate vreau să ca toată lumea să înțeleagă de ce este foarte important acest vot peste hotarele țării. Răspunsul e la suprafață, Republica Moldova, fără regrete o spunem, dar așa s-a întâmplat că o treime din, aproximativ o treime sau între o pătrime și o treime din cetățenii noștri cu drept de vot se află peste hotare. Este un fapt pe care trebuie să-l acceptăm ca atare, așa cum spuneam, fără a exprima regrete. Asta e. Orice medalie are partea de revers. În anul 2010, când am avut alegeri parlamentare anticipate, a trebuit ca guvernarea să se întrebe ce facem cu cetățenii noștri care țin pe linia de plutire țara noastră prin remitențe și care, probabil fiind departe de patrie, au această nostalgie și necesitatea relațiilor strânse cu Republica Moldova. Atunci, Parlamentul s-a adresat către organizația pe care o reprezint, Asociația pentru Democrație Participativă, cu rugămintea de a elabora un document prin care să putem găsi formula cea mai bună pentru a oferi dreptul de vot pentru concetățenii noștri aflați peste hotare. Noi atunci am lucrat, am dedicat destul timp, am studiat experiența internațională și cea mai relevantă pentru Republica Moldova ni s-a părut experiența țărilor chiar din regiunea noastră, deja state ale Uniunii Europene, Bulgaria și România. Am studiat experiența și, de exemplu, în Bulgaria, legea electorală spunea foarte clar că guvernul acestei țări este obligat să deschidă secții de votare pentru participarea cetățenilor bulgari la alegerile naționale, este vorba de alegerile directe ale șefului statului și a parlamentului, cu condiția că în orice loc al lumii, hai să spunem așa, se adună cel puțin 100 de solicitări pentru a deschide o secție de votare. E clar că aceste solicitări pot veni dintr-o anumită regiune, nu chiar dintr-o localitate, iar regiunea aceasta, ca un cluster, are o localitate anume, un centru urban mai, hai să spunem așa, așezat, mai comod pentru toți care vor să participe la alegeri și în felul ăsta se solicită în afara
în afara misiunilor diplomatice, mă refer la ambasade și consulate, deci să oferă posibilitatea să voteze după ce guvernul țării respective găsește înțelegerea și îi merge în întâmpinare țara gazdă, unde locuiesc cetățenii. Asta ca toată lumea să înțeleagă că Parlamentul în 2010 a făcut acele modificări nu pur și simplu pentru că a existat o inițiativă, dar pentru că a existat fără îndoială interes, dar au existat și acele studii și o experiență foarte utilă din punctul nostru de vedere a fost asimilată. În plus, sigur că s-a vorbit foarte mult despre votarea prin poștă, votarea electronică și așa mai departe și argumentele care erau atunci populare persistă și în prezent. În Republica Moldova nu există încredere în poștă și acest lucru trebuie luat în considerație, mai cu seamă după experiența alegerilor prezidențiale din Austria, care este o țară cu o cultură foarte înaltă și cu o administrație în care cetățenii chiar au încredere și în astfel de state cu reputația administrației foarte înaltă se întâmplă lucruri ciudate. Deci votarea electronică. Știm că din anul 2000 în Republica Moldova se discută pe marginea acestei probleme. Din păcate, iarăși se invocă de cele mai multe ori experiența Germaniei, unde Curtea Constituțională a adoptat o decizie care spune că odată ce cetățenii de vârstă înaintată din Germania nu au încredere în sisteme electronice, e mai bine ca acest sisteme electronic să nu se implementeze. Deci, am povestit toate aceste lucruri ca toată lumea, cei care ne urmăresc, să înțeleagă că a existat o muncă foarte bine organizată, apropo, cu participarea Comisiei Electorale Centrale, care a venit la acest model pe care îl avem în prezent. Ce conține acest model? Conține câteva criterii care sunt reflectate în articolul 31 din Codul Electoral și ele sunt cunoscute de toți. Cele mai multe probleme care apar atunci când se discută despre aceste trei criterii, în baza cărora se constituie secții de votare peste hotare, aceste trei criterii se prezumă că au pondere egală. Ele le cunoaștem cu toții, atunci când Comisia Electorală Centrală, împreună cu colegii domniilor de la Ministerul Afacerilor Externe discută despre secții de votare, au în față aceste criterii. Criteriul numărul 1 este statistica precedentă. Noi pe pagina web alegeri.md am încercat să concentrăm toate datele statistice în tabele cu comentarii ca să fie clar cum de-a lungul anilor, începând cu primele alegeri libere și corecte din țara noastră care au avut loc după declararea independenței Republicii Moldova, mă refer la alegerile din 1994 și până în prezent, toate alegerile de rang național, mă refer la alegerea directă a șefului statului, alegerea Parlamentului și referendumurile republicane sunt reflectate prin date acolo cum au participat concetățenii noștri în diferite secții de votare din localități, din diferite state. Deci noi în mod intenționat am reflectat aceste date ca să se vadă tendințele și să vadă evoluțiile, astfel încât acest factor statistic prevăzut de articolul 31 să-și merite ponderea de o treime alături de alți doi factori. Al doilea factor ține de datele pe care le prezintă Ministerul Afacerilor Externe, pentru că diplomații noștri peste hotare sunt în contact cu cetățenii noștri și pot estima cam ce număr de cetățeni moldoveni se află în țările
respective, pentru că e un lucru statistica, dar pe lângă statistica pur electorală trebuie să existe și statistica referitoare la prezența reală, în timp real, în țările respective, și colegii noștri de la Ministerul Afacerilor Externe oferă Comisiei Electorale Centrale aceste date, iar la solicitarea noastră Comisia Electorală Centrală ni le-a oferit nouă. Deci acest factor a prezenții reale a cetățenilor noștri peste hotare are aceeași pondere ca și factorul statistic electoral. Și al treilea factor se referă la înregistrarea prealabilă. Așa cum spuneam și menționam modelul bulgăresc sau românesc, pentru ca autoritățile moldovene, cu resursele de care dispun, sunt puține sau multe, sunt resursele de care dispun, așa cum prevede legislația, legea cu privire la buget, bugetul Comisiei Electorale Centrale pe care o solicită cu mult timp înainte de desfășurarea alegerilor. Deci sunt anumite resurse care sunt prevăzute pentru deschiderea acestor secții de votare și pentru ca Comisia Electorală Centrală să țintească bine, să țintească corect, este necesar ca să aibă niște date reale despre activismul cetățenilor noștri. Deci al treilea factor este înregistrarea prealabilă, care se face pe site-ul specializat al Comisiei Electorale Centrale, alegător.md, și vedem cât de activi sunt cetățenii și unde există aceste solicitări. Iată acești trei factori pe care i-am menționat, deci statistica participării precedente la alegeri, numărul de cetățeni estimativ oferit de Ministerul Afacerilor Externe și înregistrarea prealabilă. Acești trei factori, potrivit codului electoral, trebuie tratați cu pondere egală. Sigur că noi putem aici avea diferite abordări, dar este modelul, hai să spunem așa, inițial promovat de colegii noștri de la Promolex. Și în discuțiile pe care le-am avut, am ajuns la concluzia că este totuși corect să dăm pondere egală tuturor acestor factori, pentru că altminteri pot concurenții electorali pot veni și spune: domnilor, uitați-vă, în țara respectivă avem, de exemplu, 200.000 de alegători. În țara cealaltă avem 50.000 de cetățeni moldoveni. Cum de ignorați acest factor? Și atunci am hotărât că toți cei factori să fie tratați cu pondere egală. Și atunci, pornind de la factorii pe care îi avem, pentru fiecare țară, vedem cât s-au înregistrat, câți sunt prezenți în țara respectivă, câți au votat la alegerile precedente, găsim un fel de pondere pentru fiecare factor și în felul ăsta facem o sugestie pentru organele competente, Comisia Electorală Centrală și Ministerul Afacerilor Externe, facem sugestia câte secții de votare, potrivit acestui exercițiu pur aritmetic, ar fi de dorit să fie deschise. Repet, este doar o metodă estimativă, sugestivă, iar domnul Cimil a vorbit aici, domnul secretar de stat Revencu a vorbit despre faptul că instituțiile respective, pornind de la negocierile pe care le-au diplomații noștri cu omologii lor de peste hotare, acești factori, sigur că ponderea lor poate varia. Noi, într-un tabel special, am pus toți acești factori, așa cum spuneam, pornind de la faptul că au fost bugetați bani pentru 150 de secții de votare, dintre care 42 sunt secții de votare care oricum vor fi deschise în misiunile noastre diplomatice. Dacă de la 150 de secții de votare prezumtive scădem 42, obținem numărul de secții de votare care poate fi distribuit per țară, pornind de la ponderea egală a celor trei, criterii pe care i-am luat în considerație, nu pur și simplu așa, dar pornind de la prevederile articolului 31 din
codul electoral. Sigur că am putea spune că, iată, am avut alegeri în 2019 și am văzut că, de exemplu, într-o anumită țară, nu îi dau numele ca să nu o singularizez și să nu se creadă că aș dori că acolo să se deschidă mai multe secții de votare sau mai puține, dimpotrivă, s-au înregistrat cetățenii. În schimb, la votare au venit mai puțin decât s-au înregistrat. Pe când în alte țări s-au înregistrat relativ puțin, dar au venit de câteva ori mai mulți cetățeni. Aceste lucruri sigur că pot fi luate în considerație, dar temerea noastră este că abaterea de la algoritmul aritmetic pe care l-am elaborat împreună cu colegii noștri de la Promolex poate induce interpretări de părtinire politică, de aceea e mai bine să evităm astfel de discuții. Noi am făcut exercițiul, el este accesibil și sigur că am avut discuții foarte interesante cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv cu domnul Eugen Revenco, care ne-au întrebat de ce nu am inclus în tabelele noastre și datele privind votării în turul 2 la alegerile prezidențiale din 2016. Răspunsul nostru a fost următorul. Noi, în mod premeditat, nu am pus turul 2, pentru că nu vrem să facem o delimitare dintre votarea națională, la nivel național, alegeri parlamentare care se fac într-un singur tur, participarea la referendumurile naționale care au avut loc și cetățenii au participat și participarea la alegerile prezidențiale. Noi am observat un fenomen că la alegerile prezidențiale în turul 2 participă, mai ales peste hotare, participă mai mult cetățeni, semnificativ mai mult, aproape de două ori mai mult, au participat în 2016. Numai că noi trebuie să luăm în considerație un factor și factorii care nu sunt tocmai, hai să le spunem așa, obiectivi. Ca să vă dau exemplu, dacă vă veți uita la evoluții, la aceste cifre care arată tendințe, putem observa că participarea la alegeri de-a lungul anilor depinde de, hai să spunem așa, entuziasmul alegătorilor pentru anumit curent politic și atunci noi nu vrem ca acest entuziasm manifestat, de exemplu, în 2010 sau în 2014 sau în 2016 sau în 2019 să-și lasă amprentele pentru exercițiile noastre, hai să spunem așa, estimative. De aceea noi am exclus turul 2 de la alegerile din 2016, pentru că atunci ne amintim ca de un exemplu foarte interesant, legitim și plin de entuziasm, cum a fost inițiativa Adopt un Vot. Acum lucrurile în diaspora s-au putut schimba și noi nu putem pune mâna în foc și să afirmăm că acum când trebuie să se deschidă secțiile de votare, entuziasmul manifestat de concetățenii noștri din diaspora prin acest proiect al unor oameni cu fantezie foarte bine dezvoltată, că noi nu putem insista că acest fenomen poate fi cumva considerat unul care își menține parametrii până în prezent. Și pentru a nu cădea într-o anumită căpcană, am hotărât că e bine să uniformizăm, hai să spun așa, să uniformizăm abordarea noastră bazându-se, unu, pe criterii pur legale prevăzute de codul electoral și pe abordări uniforme pentru alegeri parlamentare, pentru referendumurile naționale și pentru alegeri prezidențiale. Deci asta a fost răspunsul nostru pentru colegii de la Ministerul Afacerilor Externe și cred că noi nu ne vom schimba punctul de vedere pentru că considerăm că factorii legați de manifestarea entuziasmului trebuie cumva să rămână pentru cei care i-au generat, iar noi care ne dorim reflectarea alegerilor,
trebuie să fim cât se poate de imparțiali și corecți cu concetățenii noștri din toate țările. Nu contează că sunt în Est, în Vest, în Europa Centrală, în Israel, eventual, și așa mai departe. Astea sunt lucrurile pe care le-am făcut noi. Site-ul alegeri.md, alegeri.md este la dispoziția oricui. Am intrat în contact cu persoane marcante din diaspora noastră. L-am văzut aici pe chat-ul nostru, pe Zoom-ul nostru, pe domnul Dumitru Vicol, cu care am avut și o discuție online, cu mesaje pentru cei din diaspora. Cred că a fost o intervenție utilă, pozitivă și înțeleasă de către cei din diaspora, ceea ce ne dorim acum, ca munca noastră să capete, cum să zic eu mai bine, credibilitate pentru concetățenii noștri din diaspora, ei să vadă această informație și să înțeleagă că ei pot înclina balanța hotărârilor Comisiei Electorale Centrale și a Ministerului Afacerilor Externe dacă se manifestă prin înregistrarea prealabilă. Dumitru Vicol mi-a convegea că psihologia oamenilor, psihologia de grup, lucrează de o anumită manieră și dau dreptate că mai aproape de eveniment oamenii se activizează, ceea ce pot face chiar în ajunul evenimentelor sau expirării termenilor pentru anumite evenimente, ei le fac chiar în ultima perioadă. A mai rămas o săptămână până la expirarea termenului pentru înregistrarea prealabilă și sper că în această săptămână, având la îndemână informația pe care am încercat să o expunem de o manieră accesibilă, digerabilă pentru cetățeni, îi va motiva să se înregistreze și astfel să influențeze deciziile finale ale Comisiei Electorale Centrale susținută de Ministerul Afacerilor Externe, iar scopul final este să, ca cetățenii noștri de peste hotare într-adevăr să se simtă doriți foarte mult să participe la evenimentele importante politice din țară, astfel încât să aibă și ei această satisfacție că coparticipă nu doar cu remitențele și cu ajutorul prin cunoștințele lor pe care le capătă acolo, dar chiar participă la adoptarea deciziilor. Iar după alegeri, toți noi să avem sentimentul misiunii împlinite, Comisia Electorală Centrală că a administrat un proces electoral corect și onest, Ministerul Afacerilor Externe că a întreprins tot ce-i stă în putere astfel încât cetățenii noștri să aibă acces la secțiile de votare peste hotare, iar noi toți să ne bucurăm că țara noastră cel puțin își recapătă renumele de cel puțin de democrație electorală. Acestea sunt lucrurile care am vrut să împărtășesc cu voi în această seară și invit pe toți să intrați pe alegeri.md și să vedeți efortul nostru. Dacă aveți sugestii pentru îmbunătățirea a ceea ce am făcut noi, vă vom fi foarte mulțumiți, recunoscători, iar cred că cetățenii vor putea avea acces la informații care îi motivează. Mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi, domn Boțan, pentru informația exhaustivă. Deci alegeri.md, acolo oamenii pot vedea cum au fost elaborate aceste criterii și care sunt datele. Da? Aș vrea să o invit pe Mariana Focșa de la Promolex. O să vă rog, doamna Focșa, să fim mai scurți, dacă se poate, clari în ceea ce vorbim, pentru ca să avem timp de discuție. Da, mulțumesc mult. Bună seara tuturor. Mă numesc Mariana Focșa și sunt reprezentanta Asociației Promolex. Mă voi strădui să nu repet din informația oferită de domnul Boțan. Vă voi comunica doar că astăzi Asociația Promolex a publicat o analiză cu privire la modul, sau mai bine zis, estimarea numărului de secții de votare care urmează sau pot fi constituite pentru alegătorii aflați peste hotare.
Domnul, eu am pregătit și o prezentare, doar o clipă. Așa. Îmi spuneți, vă rog, dacă este vizibilă? Se vede, da. Da. Ok. Deci, care a fost metodologia Promolex de estimare a numărului de secții de votare peste hotare? În primul rând, am analizat prevederile cadrului legal și aici trebuie să menționăm despre codul electoral, regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea prealabilă, hotărârile Comisiei Electorale Centrale, acolo unde au fost planificate 150 de secții de votare pentru anul 2020. De asemenea, au fost analizate toate documentele relevante procesului de organizare și constituire a secțiilor de votare peste hotare, și anume este vorba de documentele care au fost emise atât de Comisia Electorală Centrală, cât și de Ministerul Afacerilor Externe. Și, de asemenea, am analizat statistic toate datele care au fost disponibile sau care, bine zis, care sunt prevăzute a fi analizate în contextul constituirii alegerilor, constituirii secțiilor de votare peste hotare. Ceea ce ține de cadrul legal. Domnul Boțan a vorbit despre cele trei criterii, dar în primul rând, adică menționez despre faptul că cadrul legal prevede în primul rând constituirea misiunilor secțiilor de votare pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova aflate peste hotare. Și deja aliniatul 3 prevede că secții de votare suplimentare vor fi constituite în baza a trei criterii. Și aici este vorba de numărul de alegători care au participat la scrutinul precedent în circumscripția națională, despre înregistrările prealabile și, al treilea criteriu, informațiile oferite de Ministerul de Externe despre cetățenii aflați peste hotare. Ceea ce ține de înregistrarea prealabilă, care a fost scopul acesteia, a fost de a estima alegătorii de peste hotare care se vor afla în ziua votării într-un alt stat și vor dori să voteze în statul respectiv. De asemenea, a fost scopul de a estima și numărul necesar de buletine care urmează a fi distribuit în secțiile de votare respective. Termenul de înregistrare stabilit a fost pe tot parcursul anului, cu excepția ultimilor 45 de zile înainte de ziua alegerilor. Adică ultima zi de înregistrare prealabilă este data de 16 septembrie. Până la moment, avem disponibile toate datele statistice care sunt prevăzute de codul electoral pentru constituirea secțiilor de votare, și anume numărul de alegători care au fost la scrutinul precedent. Informația este publică plasată pe pagina CEC. Avem de asemenea numărul de cetățeni aflați peste hotare. Documentul respectiv se află în documentele de ieșire ale Comisiei Electorale Centrale și acolo respectiv poate fi vizualizată informația cu privire la numărul de cetățeni indicați de Ministerul de Externe ca aflându-se peste hotare. Ceea ce ține de înregistrarea prealabilă, cum am menționat, este disponibilă până la 16 septembrie. Ea se actualizează permanent de Comisia Electorală Centrală și poate fi vizualizată pe înregistrare CEC Media. Cum a fost evaluat, sau mai bine zis, estimat numărul de secții de votare peste hotare? În primul rând am menționat despre misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotare, respectiv 40 de secții de votare din start urmează a fi atribuit misiunilor respective. Și aici, în tabelul ăsta, am reflectat statele corespunzătoare și respectiv numărul de secții de votare ce urmează a fi constituite în funcție de misiunile diplomatice și oficiile consulare deschise în aceste state. Ulterior, la etapa următoare, numărul restant al secțiilor de votare, și anume 110 din cele 150 planificate de CEC, au fost distribuite în baza tuturor criteriilor evaluate și care au primit o pondere
egală în estimarea numărului de secții de votare. Ceea ce am obținut în baza, criteriilor a fost sumat la numărul de secții de votare atribuit misiunilor diplomatice și consulare. Și într-un final am estimat numărul total al secțiilor de votare ce urmează a fi constituite în contextul alegerilor prezidențiale. În tabel, dacă remarcați, sunt incluse două coloane, și anume numărul de secții de votare deschise în baza înregistrărilor prealabile din 2020 și numărul de secții de votare ce urmează a fi deschise dacă se iau în calcul înregistrările prealabile din perioada 2018-2020. De ce am divizat informația respectivă? Anume din motivul că, cum a menționat și domnul președinte al Comisiei Electorale, la moment sunt circa 30.000 de înregistrări prealabile reflectate pe pagina CEC. Înregistrările prealabile respective sunt toate înregistrările care au fost efectuate în perioada 2018-2020, adică inclusiv cele care au fost efectuate pentru alegerile parlamentare din 2019, cât și pentru alegerile parlamentare noi din octombrie 2019. În opinia Promolex, comasarea acestor înregistrări prealabile din toată perioada poate să submineze obiectivitatea criteriului de înregistrare prealabilă asupra numărului efectiv de secții de votare ce urmează a fi constituite peste hotare. Și de ce? În primul rând, am constatat că la Comisia Electorală Centrală nu există mecanisme care ar asigura actualizarea informației despre înregistrările prealabile efectuate anterior și respectiv nu știm câte înregistrări prealabile de fapt sunt actuale pentru alegerile prezidențiale din 2020. De asemenea, nu este posibil de vizualizat la moment câți din alegătorii care s-au înregistrat anterior, adică până la 1 ianuarie 2020, câți au avut tentative de a-și reactualiza sau să-și verifice care este statutul înregistrării prealabile la moment. Prin urmare, dacă luăm în considerație doar înregistrările prealabile efectuate în 2020, ajungem la o cifră de doar 3-5.000 de înregistrări prealabile efectuate în contextul alegerilor prezidențiale, din cele 30.000 care sunt la moment total. Astfel, diferența dintre secțiile de votare care s-ar constitui în baza tuturor înregistrărilor prealabile este faptul că în Federația Rusă s-ar constitui cu 8 secții de votare mai mult, dacă s-ar lua în calcul doar înregistrările prealabile din 2020. Și, de asemenea, ar fi constituită o secție, ar urma să fie constituită o secție de votare în Danemarca. În tabelul respectiv avem informația despre ponderea înregistrărilor, sau mai bine zis, cum a evoluat înregistrarea prealabilă pe parcursul anului 2020, raportat la anul 2019. Și situația este la data de 7 septembrie, la moment cifrele sunt altele. Pe primul loc se situează cetățenii care au depus declarație prealabilă ca aflându-se în Federația Rusă în ziua alegerilor și numărul respectiv raportat la 2019 a crescut de aproape 4 ori. Și pe locul 2 este Danemarca, unde cererile au crescut de 1,5 ori. În restul statelor vedem că ponderea nu depășește 1 și ceva. Asta a fost ceea ce ține de constituire și de estimare a numărului, de numărul concret de constituire a secțiilor de votare.
Mulțumim, Mariana. Eu am o întrebare scurtă, nu am înțeles exact. Deci recomandarea Promolex-ului este să se ia ca bază înregistrările prealabile doar din 2020, da? Sau n-am înțeles eu bine? Noi în raportul de lansare al misiunii, care a fost publicat la data de 25 august, am recomandat Comisiei Electorale Centrale să implementeze urgent mecanisme de actualizare a informației. Și aici, ca exemplu, pot să ofer, de exemplu, expedierea în adresa tuturor alegătorilor care s-au înregistrat prealabil în perioada 2018-1 ianuarie 2020, unor scrisori prin adresa de e-mail pe care ei au oferit-o la momentul înregistrării, prin care să li se comunice că în contextul alegerilor prezidențiale sunteți înregistrat a vota în statul respectiv, la secția de votare respectivă. Dacă informația este autentică, confirmați sau anulați cererea de înregistrare. Ceva de felul ăsta. Și dacă să luăm din punctul de vedere legal, considerăm că urmează a fi luate în calcul înregistrările prealabile care au fost făcute în contextul alegerilor prezidențiale, adică 2020. Mulțumesc foarte mult. Acum, Sergiu Curtuza scrie că în Federația Rusă datele înregistrării prealabile de astăzi, deci data este de 2426 de persoane. Da, numărul crește foarte rapid. De asta și în analiza care am publicat-o astăzi pe pagina Promolex, am făcut un apel către alegătorii din diaspora să se mobilizeze și să efectueze aceste înregistrări prealabile pentru a crea o imagine cât mai obiectivă și cât mai corectă a numărului de alegători care se află de facto peste hotare. Mulțumesc foarte mult. Acum vom lansa discuțiile. Noi avem deja niște întrebări, dar cât de mă gândesc eu de câte capacități dispune de fapt cecul pentru ca să trimite e-mail-uri personalizate sau mai puțin personalizate fiecare cetățean care s-a înregistrat deja. Are cecul asemenea capacități? Dacă... O să vă rog pur și simplu să deschideți microfonul și să răspundeți. Este o întrebare foarte interesantă, că chiar considerăm că ar fi necesar să facem o asemenea exercițiu. Deci vom solicita suportul colegilor de la direcția IT pentru a vedea cum putem să realizăm această propunere, deci în mod real, fără ca să, deci, să ducem în eroare cetățenii noștri. Deci vom vedea și vom exercita această funcție pentru a transmite efectiv mesajele despre care vorbim colegii de la Comunic. Mulțumesc foarte mult, domnul Cimil. Și tot pentru dumneavoastră aici sunt câteva întrebări, eu o să le iau pe rând și după aceea o să vă rog dacă este posibil să le scriți în chat, dacă vrem să discutăm, bineînțeles că avem și liber la discuții, dar să lăsăm opțiunea celor din diaspora și celor care susțin diaspora în această ședința noastră, consultarea noastră, să vorbim cât mai mulți ca să putem obține răspunsuri toți. Da? Deci prima întrebare este cum pot cetățenii Republicii Moldova din diaspora să participe la colectarea semnăturilor pentru candidatul preferat? Am văzut întrebarea acordată, este teoretic, este destul de și practic este destul de dificil, de motiv că aceste liste de subscriții trebuie să iasă deci de Republica Moldova și să fie transmise la locul de aflare a cetățenilor în fiecare localitate, dar și vreau să menționez și prevederile articolului 113 a codului electoral, care prevede condițiile speciale pentru listele de subscripție, unde se menționează că urmează să fie adunate liste de subscripție, deci dintr-un număr anumit de localități și deci un anumit număr de semnături. Deci, practic, este importantă ca persoana care se află peste hotare să indice locul respectiv de înregistrare, acea
localitate, domiciliu din Republica Moldova, pentru că așa prevede prevederile articolul 113 din codul electoral. Este o problemă, aș spune eu, în sensul dat, mai ales în condițiile pandemiei, când listele trebuie să fie transmise către cetățenii noștri, vă zic, care s-au fost hotare și fiecare să semneze în această listă și să indice domiciliul respectiv din Republica Moldova. De aceea nu știu dacă vor izbuti potențialii concurenți electorali să facă asemenea exerciții destul de complicate după mine. Mulțumesc tare mult și... Dar eu am o obiecție, mă scuzați, eu am adresat această întrebare, îmi spune Corina Fusu. Înseamnă că cetățenii noștri care locuiesc, eu știu, fie în Europa, fie în Federația Rusă sau peste ocean, sunt lipsiți de un drept, pentru că li se oferă dreptul de a vota și nu le este deschisă calea să semneze și ei pentru un candidat preferat. Pandemia nu are nimic cu asta, este o chestiune la care presupun că pur și simplu nu s-a gândit nimeni. Asta nu pot să oferi o jumătate de drept cetățenilor Republicii Moldova, care trăiesc acum, eu știu, temporar în străinătate, pentru că toți cetățenii sunt egali în drepturi, așa că consider este o eroare care trebuie să fie corectată. Mulțumesc tare mult, doamna. Răspunsul a fost oferit reieșind din condițiile legislației actuale și am făcut referință și la prevederile articolului respectiv în cod electoral. Nimeni nu lipsește, deci, pe cetățeni de a participa la exprimarea, deci, intenției de vot prin semnarea în listele de subscripție, doar că din punct de vedere al modului de realizare practică acestei exerciții este destul de complicat. Și cred că doamna Corina Fusu știe foarte bine despre acest lucru. De ce și a adresat întrebarea? Da. Nu. No. Eu am adresat întrebarea. Doamna Fusu, eu îmi cer scuze, o să vă... O să închid microfoanele pentru că nu vreau să monopolizăm discuția. Este important să poată vorbi toți. Da? Deci mai departe avem întrebare de la doamna Răilean. Da? Întrebare către domnul Dorin Cimil. La scrutinile trecute noi n-am dispus de un număr suficient de ștampile. Cum putem să ne asigurăm că la scrutinul acesta numărul ștampilelor va fi suficient? Vreau să comunic că s-au luat în calcul acele deficiențe care s-au produs la scrutin anterioare și pentru acest scrutin s-a calculat și s-a produs un număr suficient de ștampile care vor fi și încă în rezervă. Da, deci vor fi în rezervă. Mulțumesc foarte mult. Și mai departe avem întrebarea de la Tudor Bocan, da? Care e o întrebare veche, de fapt, o să o citesc totuși. Când va fi implementat un sistem digital de înregistrare a alegătorilor la secțiile de votare în loc de jurnale, caiete, unde membrii comisiei secțiilor pierd timp prețios la înregistrare? Dacă este să aducem un exemplu, la alegerile prezidențiale din România în 2019, la secțiile de votare au fost implementate tabele digitale folosind introducerea IDNP-ului sau nume-prenume, Asociația Moldovenilor din Danemarca, ne întreabă. Nu am spus această informație în cuvântul de salut, dar vreau să menționez că pentru secții de votare peste hotare au fost preconizate a fi implementate și scanerele de citire rapidă a informației, care deja au fost licitate și sperăm noi să fie aduse către data de 26 septembrie la sediul CEP-ului și vom transmite aceste scanere către secții de votare peste hotare pentru a grăbi și a fluidiza procesul de vot. Sperăm că această tehnică va face posibilă limitarea timpului de aflare în secții de votare și grăbirea, deci, numărului de votanți, deci, într-o anumită perioadă. S-au făcut niște calcule matematice care este timpul de realizare a votului fără utilizarea scanerului și cu utilizarea scanerului și diferența poate fi de două sau poate chiar trei ori mai mult timp dacă nu se utilizează aceste scanere. Exemplu, elocvent a fost exemplul României care a spus că a utilizat mecanisme similare, cum sunt tabletele respective, care sunt la fel dotate cu sisteme de citire
a informației din bulletinele de cetățeni. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Deci se discută despre utilizarea scanerelor. Da? Asta este răspunsul. Eu pur și simplu rezum ceea ce aud și notez, pentru că după aceea vom avea un scurt rezumat. Da? Tot din Arăilean întreabă, personal am încercat să mă înregistrez în prealabil pentru scrutinul dat, dar n-am reușit. Deoarece mesajul de la CEC a fost că deja m-am înregistrat pentru scrutinile precedente și nu mai este necesar să mă înregistrez și pentru acesta. Îmi fac griji ca înregistrarea mea personală prealabilă să nu fie ignorată. Trebuie să menționăm că dacă a fost realizat de succes înregistrarea prealabilă pentru scrutinile precedente, este valabilă și în prezent și în situația în care dorește persoana să-și schimbe locul de reședință, ea urmează să depună cereri pentru a fi, deci, șteasă înregistrarea respectivă și realizată o nouă înregistrare. Stimate moderatoare, vreau să menționez că la această sesiune sunt mai sunt conectați prin CEC, care da. Pot activa răspund la întrebările respective. Da, da, da. Asta și vroiam să zic că cele două întrebări de sus erau adresate expres dumneavoastră, de aceea v-am rugat să răspundeți, dar invit membrii CEC-ului să se implice și să răspundă la întrebări. Eu o să merg mai departe, da? Dumitru Vicol. Doamna Stafi. Zi, da, scurt aici, pentru că e important. În cazul în care cineva vrea să-și schimbe locația înregistrării prealabile, deci procedura așa cum este acum reglementată sau cum are loc, este ca să-și anuleze înregistrarea prealabilă anterioară și să facă o alta nouă. În cazul în care, de exemplu, nu știu, Dumitru Vicol, dacă tot e pe aici băiatul ăsta, dacă era în Bruxelles în 2016 și acum e în Marea Britanie, păi nu e așa, să-și anuleze înregistrarea prealabilă de atunci și să-și facă o alta nouă. Asta ar funcționa la moment. Mulțumesc foarte mult, domn Gurduza. Și aici eu mă gândesc că doamna Răilean, de fapt, a reacționat la ideea Promolex-ului ca să fie folosite doar înregistrările prealabile din 2020. Da? Și atunci noi avem un caz care ne spune exact invers. Exact. Deci doamna Răileana a dorit să-și facă o registrare proaspătă, să facă un refresh și sistemul i-a spus că nu, dumneavoastră deja sunteți în acest loc. Dar asta e bine dacă dânsa a rămas pe aceeași locație. Dar în cazul în care s-au schimbat oamenii, că mai migrează și îi firesc, atunci procedura este să o anuleze pe cea anterioară și să facă alta nouă. Iar dacă nu, oricum va fi valabil. Da? Înregistrarea dumneiei. Asta se va lua în considerare. Deci, Dumitru, Vicol, 1. O să pun întrebările, o să vedem, sunt 3 întrebări, da? E posibil de creat un instrument de vizualizare care s-ar actualiza zilnic a numărului de secții de votare care ar putea fi deschise dacă se ia în considerație numărul de înregistrări la ziua X? Adică să existe o vizualizare a datelor în regim real, da? 2. Este posibil de amânat termenul limită pentru înregistrarea prealabilă? Să zicem că la data de 16 septembrie avem un număr de secții de votare prealabil, în baza cărora se fac notele informative către autoritățile din statul gazdă, dar numărul final ar fi finalizat în baza înregistrărilor prealabile la data de 10 octombrie, da? Și 3. Înțeleg că procesul de contestare nu a fost cizelat după experiența nefastă din 2016. Ați putea zice cum eu pot înregistra o contestație de această dată? Oricine din cadrul CEC, vă rog frumos, probabil, eu cred că pentru dumneavoastră sunt toate aceste întrebări. Da, o să încerc eu să răspund pentru... Este posibil tehnic de făcut această... prezentare grafică, doar că ea a fost lansată către colegii de la Promolex și colegii de la ADEPT și aceștia urmează să o adapteze conform cerințelor respective. Cât privește contestațiile sau prezentarea contestațiilor, într-adevăr nu a fost modificat deci, prevederile codului electoral la acest capitol și contestația doar trebuie să întâlnească condițiile de formă și de conținut a unei contestații, adică să releve cele încălcări pe care le indică
alegătorul și să fie adresată către organul care este competent să examineze astfel de contestații. Deci sunt cerințe minime necesare pentru ca persoana să invoce încălcarea dreptului respectiv și să adreseze către organul care este competent să examineze contestația respectivă. Cât privește forma de realizare contestației, poate fi forma scrisă, cât și forma electronică, cu semnătura respectivă electronică sau semnătura persoanei, ca să putem stabili cine este persoana și să răspundem la solicitările respective sau la examinarea drepturilor încălcate ale persoanei. Mulțumesc frumos, Dumitru, dacă mai aveți ceva de zis. Doamna Stafi, doamna președinte. Haideți să vorbim pe rând, vă rog, nu înțeleg. Vreau să știu dacă Dumitru este satisfăcut de acest răspuns. Vreau doar să întreb dacă e posibil să avem două etape de înregistrare, 16 septembrie și 10 octombrie, dacă aș putea, în sensul în care dacă am pune pe data 16 septembrie, noi știm că ar putea fi deschise, de exemplu, 23 secți de votare în Rusia și în baza la asta noi, adică dumneavoastră, mergi la negocieri sau înaintat note informative, iar în baza datelor de la 10 octombrie, care ar fi mai aproape și sunt sigur că ar fi mai mult înregistrări, acela ar fi fine-tuning-ul, acela care ar finaliza, cizela numărul final. Poate n-ar fi 23, dar 21. Dacă e posibil de făcut în două etape, fiindcă am împreță 6 septembrie, din păcate, la mentalitatea noastră e prea devreme. Doamna Stafi, eu tocmai vroiam să... Da, vă ascult. ...intuiesc că domnul președinte, probabil din neatenție, a omis răspunsul la această parte a întrebării. Deci trebuie să luăm în considerație faptul că secțiile de votare se constituie într-un anumit termen. Și termenul limită de constituire a secțiilor de votare este cu cel puțin 35 de zile înainte de ziua alegerii. Dacă o să facem un mic calcul, vom vedea că termenul limită, deci este undeva pe data 25 septembrie. De aceea, noi să prelungim până pe data 10 octombrie sub nicio formă în viziunea mea, nu putem, sunt și alți membri, probabil, să vor implica în discuții. Și am vrut să mai spun un lucru legat de diaspora. Teamă mie că s-ar putea ca în termenul ăsta de 35 de zile, noi să nu avem încă răspunsuri clare din anumite țări. Într-o discuție cu domnul ambasador al Statelor Unite, încă cu o lună și ceva în urmă, eu l-am informat în prezența colegilor că Departamentul de Stat al Statelor Unite ne-a trimis un răspuns ambasadei noastre că să vă adresați cu un asemenea demers cu o lună înainte de scrutin. Adică reiese din acest răspuns care n-a fost încă modificat și până astăzi noi nu avem un răspuns din partea Statelor Unite vis-a-vis de acest termen. Ori dacă noi adresăm Statelor Unite, dar și China pare că exact așa a răspuns, dacă vom adresa demersul respectiv cu o lună înainte de scrutin, pur și simplu nu mai are niciun rost. Trenul va fi departe de gară. Vă mulțumesc foarte mult pentru specificări. Avem o serie de la... Dacă-mi permiteți. Se aude că aici e important și cred că trebuie să intervin pentru că... Interveniți, vă rog, da. Pur și simplu, sunteți cu mult, eu nu văd... Am înțeles. Nu, eu mă pun mai bine așa ca să mă vedeți. Deci e un subiect foarte sensibil cu acest termen de 45 de zile înainte de ziua alegerilor se finalizează sau se încheie înregistrarea prealabilă. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume că acest termen este stabilit de către Comisia Electorală Centrală în regulamentul privind înregistrarea prealabilă. Și respectiv acest termen poate fi modificat dumitru, doar dacă o majoritate de membri din Comisia Electorală Centrală ar dori acest lucru. Și o să mai aduc aminte că chiar și același regulament privind înregistrarea prealabilă aprobat de către Comisia Electorală Centrală stabilește că cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, alegătorul este în drept să-și anuleze înregistrarea prealabilă.
Deci însăși Comisia Electorală Centrală a stabilit acest procedeu, cum zice Dumitru, în două etape. După mine, termenul de 26 septembrie, adică de 35 de zile, ar fi un termen mai optim pentru ca să fie extinsă înregistrarea prealabilă. Nu pe 16 septembrie, dar pe data de 26. Asta în condițiile în care Comisia Electorală Centrală depune toate eforturile și a doua zi, deja pe 27 septembrie, adoptă decizia, să zicem, generală, unde posibil vor fi deschise secții de votare. Și iată aici, deja termen 25 de zile înainte a alegerilor, ar fi a doua etapă de modificare acestor propriu-zis localități deja. S-ar putea schimba o locație cu alta pe anumite motive. A zis domnul Șarban de Statele Unite, am văzut și eu acel răspuns, nu este chiar așa de dur, e la general, dacă în anumite localități, dacă există criză provocată de pandemia COVID sau dacă există, nu știu, se închide localitatea din cauza protestelor, doar atunci nu vor avea, nu se va deschide de votare într-o anumită locație, dar nu în general, că nu se poate. Din toată corespondența care am văzut-o cu prezentată Ministerului de Externe, 95-97% țările spun că da, este posibil, evident cu respectarea cu regulilor de COVID. Mulțumesc! Mai departe, deci aici ce am vrut să-i spun lui Dumitru, de principiu este posibil ca să fie în două etape. Dar de asta depinde dacă o majoritate de membri vor face acest lucru. Și apropo, să aduc aminte, în alte alegeri, Comisia Electorală Centrală intervenea pe parcurs cu 2 săptămâni de alegeri și schimba localitățile secțiilor de votare. Deci este posibil și aici mingea este doar în o grada Comisiei Electorale Centrale pentru că nu este necesar de modificat codul electoral sau legi. Totul este în regulamentul Comisiei Electorale Centrale. Mulțumesc mult, domnul Cătuza. Vreau să luăm întrebările lui Mihai Măgâldea și după aceea să mai deschidem și microfoanele. Așadar, în cazul în care într-o țară, de exemplu Italia, nu se va permite deschiderea secțiilor fără misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, care este planul B al organelor electorale, dacă există un asemenea plan, da? Și după aceea sunt încă două întrebări, cred că o să le luăm pe rând, da? Pentru că altfel se pierd. Deci dacă există un plan B în cazul în care țările nu permit deschiderea secțiilor de vot în afara misiunilor diplomatice. Anume, aceste planuri trebuie să fie discutate și le discutăm acum cu Ministerul de Externe. Cum vom proceda dacă nu se va permite deschiderea secțiilor de votare extrateritorial? Pentru că acest risc persistă. Noi suntem conștienți de situațiile date și vrem să pomenim despre organizarea alegerilor în Polonia, unde un număr importator de state au refuzat expres deschiderea secțiilor de votare extrateritorial, chiar și aceeași Germanie, Belgia sau țările vecine, expres au refuzat în acest sens. Dar în Polonia alegerile au avut loc la data de 15 iunie, acum suntem în 8 septembrie, deci procesul a evoluat, au mai avut loc și în alte țări unde această situație a fost mai puțin dură în acest sens. De aceea sperăm să avem și un plan B în situația dată, dar cum am menționat și colegii de la Promolex și de la ADEPT, legea ne obligă în mod obligatoriu să asigurăm deschiderea de sesii votare în incinta misiunilor diplomatice și consulare. Chiar în ultima discuție cu ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, am fost informat că se discută și crearea unor consulate onorifice, cum ar fi orașul german Kessel, unde la fel este prevăzută perspectiva deschiderii unei sesii de votare. Despre luare deciziilor în acest sens,
dumneavoastră sau obligat să-l informeze cât de curând posibil. Ok. Mulțumesc. Domnule președinte Cimel, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, planul B trebuie să existe. Și în situația în care o țară, una, să zicem, era vorba de Italia, da? Nu vor permite deschiderea secțiilor suplimentare în afară celor pe lângă misiuni diplomatice, păi există doar o singură soluție. Și ea este prevăzută în codul electoral. Ori articolul 31 alineatul 2 zice că pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare în Republica Moldova se organizează una sau mai multe secții de votare. Asta ar fi soluția. Evident că în misiuni diplomatice care spațiu permite acest lucru. Deci dacă vorbim despre Italia, scurt, acolo sunt două ofici consulare și o ambasadă. Dacă am deschide câte două secții de votare la fiecare, ar fi 6 secții de votare pentru care. Asta ar fi planul critic. Și noi toți trebuie să fim conștienți de asta, că nu depinde de autoritățile de Republica Moldova, dar depinde deja de autoritățile din țara gazdă. Și asta ar fi maxim ce ar putea să facă statul Republica Moldova, să deschidă una, două, trei, patru, cât te permite sediul, cât, din punct de vedere tehnic, sediul misiunii diplomatice, cât permite a fi deschise acolo secții de votare. Mulțumesc mult, o să vă rog așa, pentru că bănuiesc o să mai fie întrebări, suntem într-un număr destul de mare. Întrebare de la Mihai Mărinea. Microfoanele pentru că se face microfonii. Și dacă doriți să vorbiți, există opțiunea asta, raise hand, ca să pot să văd că atunci veniți în ecran și am posibilitatea să vă văd. Da? Deci, din nou, ce acțiuni au fost incluse în planul de acțiune al grupului de lucru pentru organizarea alegerilor în diaspora, format din membri CEC, BRD și MAE? De ce acest plan nu a fost făcut public și nu există o evidență publică a implementării acestor acțiuni? Și tot aici, de ce nu se poate acum pilota votul prin poștă și dacă CEC a avut o inițiativă să fie pilotat votul prin poștă? Pot să vă răspund doar că acest plan a fost semnat la finele lunii ianuarie de către CEC și Ministerul Afacerilor Externe. Cât privește faptul că a fost sau nu publicat, nu vă pot spune momentan. Avem și aici și secretarul Comisiei sau grupului de lucru, domnul Alexandru Berlinski, el poate să confirme acest fapt. Dar despre acțiunile care au fost realizate, vom face o dare de seamă și vom indica ce anume acțiuni au fost realizate și ce s-au putut obține urmare a activității acestui grup de lucru. A doua parte a întrebării, am reținut-o. În condițiile unui număr de 30.000 de cetățeni înregistrați prealabil și a impactului COVID asupra procesului de vot, de ce nu s-a încercat măcar pilotarea votului prin poștă pentru acest scrutin? De ce CEC nu a venit cu asemenea inițiativă, deși cunoștea din luna martie despre potențialele riscuri aduse de către pandemie asupra votului în diaspora? Vreau să vă spun că am avut discuții sau studii asupra acestui mecanism alternativ de exprimare a votului. Un studiu a fost făcut chiar și de către CD-ul pe lângă CEC, mă refer la Centrul de Instruire în domeniul electoral, unde s-a indicat care sunt prioritățile și momentele slabe ale acestui mecanism alternativ de exprimare a votului. Ar fi oportun dacă asemenea sau una din mecanismele alternative, dacă nu toate, ar fi pilotate în Republica Moldova. Cu părere rău, nu s-a reușit, dar nici eforturile țărilor unde acest mecanism, adică votul prin poștă, a fost realizat, nu a dat un randament necesar. Mă refer în special la experiența României, unde, dacă nu greșesc eu, pentru alegerile prezidențiale a fost realizat acest procedeu alternativ și s-a votat un număr infim de mic de alegători, cifra 27-29 de mii de voturi. De aceea trebuie mult mai serios să avem un studiu și o viziune asupra acestor procedee pentru ca să nu dezamăgim alegătorii în implementarea unei sau altuia
mecanisme alternative de realizare a votului. Propuneri au venit de modificarea legislației electorale, inclusiv și prin implementarea votului alternativ prin poștă, însă nu s-a găsit o susținere largă a propunerii respective și de aceea nici nu a fost inclus în proiectul de modificare a legislației electorale, care a fost susținut și supus votului în prima lectură în Parlament. Mulțumesc. Domnul Revencu, dumneavoastră ați vrut să interveniți? Da? Vă ascultăm. Încerc să se întâmple ceva, probabil. Alo? Da, imediat. Da. O să rog colegii mei, Lucian. Da, eu vreau să intervin la... Eu mă aud acum? Da, vă auziți. Da. Deci eu vreau să intervin doar la planul B și să spun că atunci când avem în ziua de astăzi deja cunoaștem că există un număr de țări cu mai multe restricții față de spațiile din interior, dar cât și menținerea ordinii în afara spațiilor care sunt deținute de Republica Moldova, adică spațiul public al țării respective. Tot trebuie să avem și acest element în vizor. Spațiile, trebuie să știm că spațiile pe care noi le vom propune vor fi inspectate de autoritățile țărilor gazde, ce obțin într-un număr anumit de țări, cu certitudine, vor fi vizitate și corespunderea acestor spații normelor sanitare. Va fi examinată și corespunderea normelor sanitare din nu din perspectiva Republicii Moldova, dar a statului de reședință. Avem deja un număr de țări cu asemenea condiții sau reguli, prescripții pe care va trebui să le luăm în considerație și deci căutăm locații pentru mai multe secții de votare preliminar, care ar corespunde regulilor care sunt deja cunoscute. Dar noi avem și regulile proprii din Republica Moldova, care prescriu un metru de distanță, număr între fiecare membru de birou, organizarea fluxului de persoane, așa fel încât să existe spațiu între ei, un număr limitat de persoane care corespunzător se pot afla într-un spațiu închis, etc., care ridică un număr de dificultăți. Deci, într-adevăr, planul B sunt ambasadele, consulatele generale sau de carieră care le avem în țările care le peste hotare și consulatele onorifice, în condițiile în care acestea pot corespunde criteriilor sanitare. În cazul în care deci asta, dar asta este un număr foarte, foarte limitat de secții de votare, adică doar ambasadele și consulatele onorifice, care nu sunt în număr atât de mari. Cu certitudine că în SUA nu o să reușim să deschidem consulate onorifice până la alegerile prezidențiale sau în alte părți. Deci lucrurile nu sunt simple, noi ne dăm foarte bine seama și planul B totuși este destul de limitat și dar se scrie numai în ceea ce privește legea misiunii diplomatice, consulatele de carieră sau onorifice acolo unde va fi posibil. Alte opțiuni noi nu avem. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Revencu. Dacă mai există întrebări sau comentarii din partea diasporii, cecului, autorităților, organizațiilor care sunt prezente aici, pentru că observ că avem mai mulți
Aș dori eu ca să mai prezint o întrebare, dacă este posibil. Deci sunt președintele la Moldovan Diaspora UK și mă aflu în Marea Britanie, în Manchester. Noi am avut secții de votare pentru scrutinile precedente, dar ceea ce îmi fac grijă este faptul că scrutinul din 2019, din octombrie, deci a fost o mare confuzie în diaspora dacă diaspora trebuia să participe într-un astfel de scrutin, deoarece scrutinul ăsta a fost mai mult promovat acasă ca alegeri locale. Și în așa fel, numărul persoanelor care s-au prezentat ca să participe în scrutin a fost mult mai mic decât în scrutinul precedent. Și dacă CEC-ul va lua în considerație, deci numărul persoanelor care au participat la scrutin în, eu știu, ultimele două ori, trei scrutine, atunci îmi fac grijă că o secție de votare nu va mai avea loc în Manchester, pe când Manchester acoperă toată partea de nord a Marii Britaniei, deci mai la nord de Londra. Și atunci, da, deci va fi o problemă mare pentru toată diaspora ca să-și poată să-și exercite dreptul la vot. Mulțumesc mult! Mai vorbesc și în calitatea mea de secretar a secției de votare pentru ambele scrutine. Vă mulțumesc mult! Vrea să răspunde cineva din CEC, pentru că nu văd... Deci, vă răspund eu. Am analizat cu atenție demersurile depuse de către reprezentanții Asociației de Explorare din Regatul Unit și la emitere decizii vom lua în calcul acele sugestii și acele recomandări care le considerăm prețioase pentru a nu dezamăgi, pentru a arăta concret și intenția noastră de a organiza cât mai geografic, mai corect amplasate sediile secției de votare. Și ați văzut și calculele care au făcut preventive colegii de la Romolex și Adept, care indică acea stabilitate a secției de votare care trebuie să fie și pentru scrutinul din 2020, dar trebuie de luat în calcul și înregistrările prealabile care continuă și trebuie să ținem cont de acest indiciu destul de important. Mulțumesc frumos! Dacă ne apropiem de sfârșitul întâlnirii, dacă mai există întrebări până când putem durea. Da, haideți... Dacă permiteți scurt, eu să răspund. Sergio, există încă doi oameni, noi mai avem exact 10 minute. Întrebarea asta este crucială pentru că ce a întrebat doamna Raileanu chiar se află prin tuturor. Și aici consider a fi necesar să fac un share la ecran și să mulțumesc pe această cale colegilor de la DEPT că au făcut acest studiu și că au indicat aici în comparație, în cazul în care se indică, se vor folosi rata de participare din 2016 și rata de participare din alegeri parlamentare 2019. Bine, cu datele registrate prealabile din 25 august. Și atunci, dacă ne uităm la în cazul Marii Britaniei 24, atunci observăm că secțiile de votare ori se folosesc rata de participare din 2016, ori din 2019, este plus minus una, adică ar fi 11 sau 12 secții de votare. Iată de ce este... Îi mulțumim Adeptului și Promolexului că au creat acest lucru. De fapt, a făcut munca Comisiei Electorale Centrale. Și ne arată că acum ceea ce poate schimba numărul de secții și amplasarea lor este înregistrarea prealabilă. În funcție de acest criteriu, acum se pot mai mișca lucrurile în sus sau în jos. Și la fel, exemplu care l-a dat domnul Boțan și urmează a fi luat ca atare, ca indicator de către Comisia Electorală Centrală, ar fi cifra de 100 de înregistrări prealabile. Adică într-o locație unde sunt cel puțin 100 de înregistrări prealabile, ar trebui să fie deschis o secție de votare suplimentare. Cel mai bun exemplu este al României. Anul trecut au introdus în lege acest criteriu. Noi mai avem 10,
secunde 10, dar de acum ați vorbit 3 minute. Îmi cer scuze, dar o să fiu polițistul rău. Domnul Turea, vă rog, și după aceea domn Prochnitski, și am văzut că și domnul Rivenco ridicase una pentru domnul Turea. Da, mulțumesc foarte mult. Eu vreau să fac precizare că și Biroul Relații cu Diaspora se regăsește în acest amplu teatru de operațiuni electorale. Eu vreau să cred că majoritatea dintre dumneavoastră ați urmărit zilele diasporei care au avut loc în perioada 21-23 august și în special deci sesiunile, discuțiile CEC-ului și mă folosesc de ocazie, domnul președinte Dorin Cimil, să vă mulțumesc foarte mult pentru prestanța pe care ați avut-o dumneavoastră împreună cu echipa. La fel îl salut și pe domnul secretar general de stat Eugen Revencu, la fel cum împreună cu echipa Ministerului de Externe. Diaspora a avut posibilitatea să afle răspunsuri la întrebările întrebări de actualitate, iar reprezentanții autorităților de profil să transmită mesajele cuvenite. O singură rugăminte, vă rugăm foarte mult ca să fiți mai generoși în informarea BRD-ului despre activitățile pe care le întreprindeți, deci ca noi să nu aflăm post factum, pentru că noi, BRD-ul dispune de mai multe instrumente de informare și deci noi putem să informăm diaspora operativ, ar fi un plus de valoare la activitățile pe care le desfășurați dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, domn Turea. Domn Prochnitski, scurt, vă rugăm tare mult ca să... Sigur, vă mulțumesc și organizatorilor. Stimați colegi, pot să mă exprim așa, Partidul Verde Ecologist și cunoaște poziția partidului, că este pentru corectitudine, pentru transparență și aș vrea să menționez că toate guvernările la alegeri, nu ca să-i critic, dar asta ne demonstrează realitatea. La toate scrutinile, fie prezidențiale, fie parlamentare, tot timpul manifestă un egoism specific, cum au zic eu, provincial, ca să gândească cum să-i fie guvernării care este la moment, să-i fie mai bine și să aibă un folos oarecare. Se discută foarte mult despre registru alegătorilor, cu toate că noi avem instituții la care și un student sârguincios ar putea să clarifice cu evidența aceasta. Avem registrul de evidență a populației, poliția de frontieră, primăriile, cu excepția, desigur, ca municipiilor, da? Este Biroul Relații cu Diaspora, Ministerul Afacerilor Externe și, desigur, registrul CEC. Cunoaștem foarte bine fiecare care participă la votare, se înregistrează și, mă rog, la noi tot se discută câți avem aici, câți avem acolo și mereu cineva are interesul ca să nu fie o claritate aici. Ceea ce nu este bine și vreau să zic ce se referă la diaspora, tot trebuie să fie, cred eu, și o responsabilitate reciprocă de la guvernări până când nu vedem deschiderea aceasta, dar și cetățenii noștri care se află în afară sunt într-un mediu în care legile funcționează și ar fi bine ca în fiecare zi, respectând legile statului unde te afli, să respecti și legile și cerințele statului de unde ai mers, inclusiv cu registrarea, pentru că sunt foarte multe probleme și alegerile precedente, când tot guvernarea, nu știu, o guvernare, nu știu din ce cauză, în Statele Unite au înregistrat, nu acolo unde a fost cereri, oare au fost înregistrare, dar cu tot o altă parte. Știți că a fost conflictul. Ce se referă la votul electronic. Stimați colegi, eu an la rând ascult poeziile astea, știți? Și îmi pun o întrebare și domnul Boțan aici a menționat Germania, că cetățenii în vârstă nu practică, nu respectă, mă rog, oameni buni. Analiza care o face și CEC-ul și Promolex-ul și Adeptul ne demonstrează că o mare parte a cetățenilor cu drept de vot, de la 18 ani până la 30 ceva de ani, participă, nu, practic nu participă, spunem așa, dacă să luăm
la vot. Pentru dânsii, spunem, ar fi votul electronic și pentru diaspora. Pentru că, într-adevăr, pentru a exercita acest drept, sunt și niște probleme la, și la diaspora, cu deplasările. Dar la noi toți se zice că noi nu suntem gata, că noi nu avem încredere. În Poșta Moldovei, ce se referă la votul prin corespondență și la votul electronic, noi nu avem încredere. Oameni buni, se transferă diaspora, transferă surme astronomice de bani prin sisteme. Ce are încredere? Aici un vot ca să fie securizat nu este posibil. Eu nu cred în asta. Înțelegeți? Și nimeni nu crede. Și se referă la votul cu două zile. Da. Două zile. Doamna Angela, foarte scurt. Iarăși, eu cred că guvernarea face o greșeală. Pentru că este pandemia și este starea asta psihologică în societate și în regiune. Ce așteptăm? Revolte ulterioare? Oricum a fost la alegerile prezidențiale în România, când s-a primit operativ decizia ca să prelungească într-a doilea tur, să voteze două zile. Eu cred că și noi participanții trebuie să ne adresăm și guvernării și guvernarea să înțeleagă că sunt necesare schimbări și trebuie să ne adaptăm situației. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult pentru, pentru intervenție. Deci eu rețin odată propunerea ca diaspora să poată colecta semnături care vine de la doamna Corina Fusu, astea sunt, da, rețin ideea că votul electronic să fie totuși testat și implementat și rețin din propuneri, nu doar din întrebări, și rețin ideea lui Dumitru Vicol de a extinde totuși perioada de înregistrare prealabilă și rețin ideea domnului Turea ca să se comunice mai mult cu BRD-ul și de asemenea rețin eforturile tuturor instituțiilor și a CEC-ului și a Ministerului Afacerilor Externe în aceste condiții grele. Îi mulțumesc lui expertului nostru care a venit cu o prezentare exhaustivă și acum o să-i ofer cuvântul domnului Cimil ca să închidă adunarea noastră. Stimați colegi de la Institutul Republican Internațional și stimați invitați, este destul de prețioasă acea comunicare pe care am avut-o în seara de astăzi, acele propuneri care au venit din diaspora, din experții în domeniul electoral, din deci, formatori de opinie din diaspora, sunt foarte importante pentru noi și chiar unele sugestii le-am notat și vor fi discutate pentru a fi modificate acele regulamente despre care am vorbit și a fi utilizate formulele care le-au elaborat colegii de la ADEPT și Promolex în elaborarea proiectului privind deschiderea sesiei de votare peste hotare. Vă mulțumesc și considerăm aceste întâlniri și discuții prețioase și vă sugerăm pe această cale să vă intensificați eforturile de înregistrare prealabilă pentru a ne oferi și nouă posibilitate să judecăm corect, să judecăm just și să emitem o hotărâre motivată. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate. Mulțumim foarte mult. Alexandru din Araelian se întreabă de ce aș ar dori să mai participe la asemenea întruniri. Probabil că e pentru ARI, de fapt. Da, eu mi-am notat doleanțele și data viitoare sper să pot ajunge la mai multe persoane. Eu am făcut difuzarea mesajului pe majoritatea grupurilor de Facebook, moldoveni în UK, moldoveni în Portugalia și etc., doar că acolo deseori se pierde foarte repede mesajul în comunicare. Dar mă strădui data viitoare să fiu mai incisiv. Mi-am notat această... Și aici vine și ideea cu colaborăm cu BRD-ul. Da, dacă vrei să... Deci domnul Cimil a spus cuvântul de încheiere, dacă vrei să închizi... Da. Eu vreau să mulțumesc, în primul rând, domnului Cimil pentru disponibilitate și deschidere față de aceste
evenimente virtuale, din păcate virtuale, care ne ajută pe noi să înaintăm în această situație destul de complicată pentru Republica Moldova. La fel îi mulțumesc domnului Boțan pentru prezentarea dumneavoastră și lucrul enorm pe care îl face. Îi mulțumesc domnului Revenco că a găsit timp și s-a alăturat discuției și ne-a informat despre situația de la serviciile diplomatice. La fel mulțumesc doamnei Focșa pentru prezentarea metodologiei Promolex. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc domnului Turea și restul participanților că au găsit timp și au fost prezenți în această discuție virtuală. Nu vreau să-i spun masă rotundă, deoarece majoritatea sunt pătrăsele în fața mea de asta. Așa că eu vă mulțumesc și sper să ne revedem la alte evenimente preelectorale sau postelectorale. Sper că a fost utilă această discuție. Mulțumesc încă o dată participanților și întrebărilor foarte constructive pe care le-am primit astăzi. Sper pe viitor să putem ajunge și la mai multă lume. Am văzut că pe prives.eu lumea s-a alăturat și a urmărit această discuție în virtual. Încă o dată vă mulțumesc din partea Institutului Republican Internațional. Eu, Alexandru Manole, doamna Andreea Cherus, director de țară a Institutului Republican Internațional, și îi mulțumesc doamnei Angela Staffi pentru că a avut grijă ca discuția noastră să se încheie la timp. Și, nu în ultimul rând, privesc.eu, îi mulțumesc pentru că a transmis această discuție online și la mai multă lume a ajuns. Vă doresc o seară bună în continuare și sper să ne revedem la alte discuții și întâlniri, poate deja în lumea fizică. O seară bună în continuare și toate bune!